Salutare oameni și m-am găsit un nou episod din Forza Horizon 4 și am descoperit ceva foarte mișto și am să vă arăt și vouă. Deci după cum puteți observa, suntem la acest festival playlist. Avem premiile ca de obicei per sezon și mai avem festival playlist rewards. Și putem câștiga Bentley Continental FE pe care deja l-am și un Caddy Limo. Da. Uitați-vă puțin în stânga sus lângă numele meu, ce scrie acolo? Cadillac XTS Limousine. E aceeași mașină, vă garantez, o să vedeți imediat după ce ies din acest ecran, dar să ne uităm puțin la Forza Challenge. O am. De interesant, neinteresant, ok. Și aici putem câștiga vreo mașină interesantă? Poate îmi scapă? Audi TT RS. Interesant. Nu exclusiv car AMG Rebel, neinteresant. Și un Honda Civic. Ok, nimic interesant până acum, da? Bun. Am intrat și în la tabul de aici, m-am dus la Action House și am căutat mașina să văd dacă a găsit-o cineva, dacă a găsit vreo metodă să o obțină. Vă zic eu care e chestia, că nimeni nu are. Deci, eu deja am mașina, mă, băi. Și nu sunt hack-uri. O să vă zic imediat cum am obținut-o. Sunt cu spec de drift, după cum puteți observa după roțile aia de față. Și arată ridicol și colorat așa cum mi se pare foarte caternică. Deci, pentru că eu joc destul de des, să zic așa, la un moment dat, înainte să bage playlist-urile, mașina asta tot așa s-a obținut dintr-un Forzaton. Dacă mi-aduc bine aminte. Dacă nu, nu mai știu nici eu de unde am făcut rost de ea. Ce drept am obținut-o din reward-urile lor. Înainte de playlist. Și deja mașina. Cât de tare e chestia asta? Și acum, să fiu și răutăcios, îmi dă reward ceva care deja a fost ca reward în joc. Trebuie să bage ceva, nu trebuie să bage ceva, de aia e ceva unic o dată pe lună. Și aici avem tractorul lui tataie, care scrie turbo acolo, vă dați seama. Și acum îl vom lua pe tataie, care se învăța să meargă un tractor turbo. Și o să-l duce cu limuzina să facem drifturi sus pe munte, partea aia. Am un telat frumos. Și să vedem cât de tare se panichează. Și acum toată lumea care mă vede o să zică că-s hacker, probabil, pentru că, în mod normal, n-ai cum să obții limuzina aia. Asta. A, uite-o. Interiorul arată așa. Este turnată la maxim. Nu este lene și pur și simplu mașina este grea. O să vedeți imediat când o arunc în viraj. Dar se ține destul de bine. Faza e că fiind atât de lungă, ocup toată banda când fac drift. Și e foarte, foarte distractiv. Cine s-ar fi gândit că poți să faci drifturi cu o limuzină atât de ușor? A, am greșit un pic, era să mă învârt. Mă luăm cam invers. Și acum probabil tata în spate țipă și face un râs, s-a înverzit la față. Și zice că e bine să vă uite, nu mai face așa. E poate nu mai face așa că mi-e să vă mit. O să murim, o să murim, o să cădem după munte, da. Mai știți? Asta trebuie să bagi din GTA. Spec de drift. Mamă, că succes ar avea. Și control de Forza la mașini. Ar fi spuneți-vă că ar fi mișto. Controlul la mașină din Forza să fie în GTA. Sau să fie amestecat undeva între GTA și Forza. Și aproape terminăm traseul. Spuneți-vă că nu e cea mai bună limuzină de drift pe care ați văzut-o vreodată. Și stăm și pe zăpadă chiar, deci patinăm chiar puțin mai rău decât
ar trebui și totuși poți să ai un control destul de bun asupra ei. Nu știu, mi se pare... Se pare genial! Ce-am făcut ceva puncte? Acum... Poți să-ți iei așa atâta zi în drifturi. Blimp! Ai forțat un live. Nu, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Trebuie să o ies de aici. Facem acolo puncte. Și ce vreau? Pentru că pe buntele ăsta, să fiu sincer, nu-i foarte, e destul de ușor de făcut drift, că sunt străzile astea late, traficul devine transparent când iei acea poartă și gen nu te poți lovi de el. Dar să faci, uite așa, gen să ferești mașinile din trafic, exact cum ai face și în GTA, mi se pare mult mai dificil. Și câteodată, mi se pare că nu reușesc să iau suficient un cu ea și trebuie să cipesc fără de mură chiar. 95.000 de puncte. New PB. 400 luțe, uuuu! Și să iei cu limuzina. Am sărit drum. Uite cât de ușor s-a adresat. Hai să mergem înapoi pe harta mare. Mainland. Și să ne uităm la ceva. Să vă arăt la ce mă refer. Deci, ziceam că pe muntele oarecum, adică dacă ai o idee de drift, e oarecum multe, că marja de eroare doar dacă acționezi prea tare, te aruncă după cu viraj. Și na. Hai să vedem. Și vreau să merg undeva să fac drift, acolo unde chiar mi se pare dificil și dacă va fi trafic, va fi mai greu. Și mă refer în această zonă. Deci, uite, începem după strada asta. Și sunt tot gâri de 90 de grade. Deci, primul nu sunt virajele largi care le vezi pe muntele ăsta, în spate. Și altă situație, evident. Și uite, și trafic. Și acum să zicem că facem prima la dreapta, a doua la stânga, da? Nu. Uite, vezi, și acum, de exemplu, n-am loc să fac manevra, trebuie să... De aici cu frâna de mână. Merim ușor. Și acum, uite, trebuie să aștept pe ăla. Ca să pot să fac manevra asta. Vedeți? Și acum ai altă situație cu strada, că nu am loc. Deci dacă aș vrea să întorc aici, de exemplu... Vedeți, fac așa. No? E altă dificultate. Dar mă, poate oricând să vină mașina din față și să îmi spargă bara. Și nu știu, mi se pare mult mai strâmt, adică... Știi cum e? Una e pe stradă și una e pe munte. Acolo ce poți face? Poți cazi după munte. Wow! Aici te-a prășit o mașină, ți-a stricat multiplicatorul, ți-a stricat și mașina în teorie. Uite, aici, de exemplu, a venit cu prea multă viteză, dar... Am redresat-o foarte frumos. Uite, trebuie să levi pe ăla. Iar trebuie să levi pe ăsta. Vedeți? Este cu tot altă dificultate să faci drift pe străzile astea. Și mi se pare mai mișto oarecum, adică... Mai, și mai dificil și mai... pentru că e așa mai strâm, oarecum... Îți dă senzația aia de pericol că o să faci accidentul, știi? Aici am subturat-o un pic. Tu biserică, lor. Și nu e biserica aia care bândiți. Trebuie să ne întoarcem. Acum patinează pe zăpadă. Trebuie de mână. Așa frumos la limită. Și nu știu. E o limuzină super distractivă. Nu?
Uite, și acum vreau să iau înainte și m-am bazat că mașina aia va fi transportată și m-am putut în ea. Prima greșeală. Ah. Bă, ce mai ai citat aia, din spate fi murit? Îți dai seama să vezi pe stradă o limuzină, făcând așa ceva, făcând drift. Și tu să fii pe stradă. Să uite, să treacă așa, hop. Să facă chestii, bă, nevră asta. Îți dai seama că te panichezi că o să intre în tine. N-am lovit nimic, ați văzut, da? Am trecut foarte frumos printre toate. Și da! Asta am vrut să vă arăt, oameni buni. Sper că v-a plăcut acest episod de Forza. A fost o sesiune de drift cu limuzina aceasta. Cu tata înăuntru! Și... da! Uite, noră pe mine. Am mașina înainte să apară. Sper că v-a plăcut acest video și până la următoare. La revedere! Pa, pa!